Sunt sigură că sufletul lui e chiar aici lângă mine. Candelar de aici, încă de când soțul meu, Dumitru Stroie, nu mai este fizic între noi. Sunt sigură că de acolo de sus, soțul meu e bucuros și e mândru de mine. Bine ați venit la noi, așa, într-adevăr, întotdeauna și mai ales acum, în perioada sărbătorilor pascale, încercăm să aducem așa pentru români tot ce e mai bun și mai gustos și, bineînțeles, produsele naturale și făcute așa după rețetele de altă dată. Da, ne-ar fi plăcut să-l întâlnim, într-adevăr, și pe Dumitru, așa cum ne-am obișnuit să vă găsim pe amândoi aici la magazin. Văd că a rămas totuși... În memoria lui, iată, fotografii am văzut peste tot în magazin. De fapt, el este emblema acestui magazin până la urmă. Da, așa este. Soțul meu, Dumitru Stroie, a pus bazele, să spun așa, la tot ceea ce înseamnă magazinele acestea. Stroie Baciu Sibian a fost visul lui să aducem pe mesele românilor produsele cele mai bune și a devenit ulterior visul nostru. Iar acum, deși el fizic nu mai este alături de noi, sunt sigură că sufletul lui e chiar aici lângă mine. Îl simți în momentul în care vii aici la magazin? Întotdeauna, ori de câte ori pășesc aici și intru în magazin, simt că este cu mine și mereu mă întreb când sunt în dificultate sau când nu știu ce să fac, mă consult cu el și îl întreb cum aș putea să fac aici sau mă gândesc ce ar fi făcut el și simt că vine și mereu e prezent cu mine și mă ajută să duc. Deciziile corecte de fiecare dată când te gândești la el. Întotdeauna gândul este la el mereu și tot ceea ce fac cu dragoste și din dragoste pentru el. Cu dragoste pentru el, dar bănuiesc că și pentru cei cărora le aduceți minunățiile astea de produse. Văd foarte multe produse tradiționale, așa cum am mâncat și la Sibiu, dacă merge celebra brânză. Da, așa este, Sibiu, celebra brânză de oaie, da, veche, maturată, făcută numai din lapte de oaie grasă, untoasă, cremoasă, așa cum le place tuturor oamenilor. Avem și telemia mixtă cu lapte de vacă și lapte de oaie, telemia proaspătă de oaie, pentru că acum este în plin sezon și acum se mulg oile, de fapt. Asta este un aspect iarăși foarte important. Da, pentru că mulți românii nu știu că oile se mulg doar într-o anumită perioadă a anului. Ca să spun așa, începând din martie-aprilie până prin august-septembrie maxim. Atunci se pot bucura de o brânză proaspătă și sănătoasă de oaie. În rest, pot să mănânce brânza cremoasă, dar cea maturată și veche de oaie. Urda, care este foarte bună, foarte sănătoasă și fără sare pentru cei care nu vor să mănânce atât de sărat. Salamul de biscuiți ca la mama, ouăle de casă. Sunt chiar de găini crescute în curte la Sibiu? Da, 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 ouăle sunt aduse tot de la Sibiu și sunt crescute în curțile oamenilor. Auzi, dar mie mi-a făcut cu ochiul altceva. Da, pălinca, nu se poate. Pălinca de prune, celebra pălinca de prună de la Sibiu. Așa e, cel mai bun tratament și cel mai bun medicament, să zic așa, și cu care se începe o masă, spun eu. Pe post de aperitiv, așa. Pe post de aperitiv, ați mai făcut acolo o brânză maturată cu niște chestii prin ea, ce aveți acolo? Da, este o brânză maturată cu chimen, cu ardei iute, simplă. Este un proces mai aparte.
prin care se face această brânză este foarte cremoasă, așa, untoasă, un cașcaval foarte, foarte bun. Și bineînțeles că aceste condimente naturale îi dau un gust și o savoare aparte. Sunt convins, deja nu știu cu ce să încep mai repede să degust, pentru că am văzut până și toba și jumările, la voi cum se spune? Jumări le spunem noi, sigur, din cele din piept de porc sau cele crocante. Numai din slăninuță, nelipsitul drop care este vedeta pe masa de Paște. Este făcut din animal de acolo, crescut da, la munte? Da, este făcut chiar din miei de munte, de crescut de ciobani și aduse, iată aici. Avem specialități din carne, cu usturoi, cu ierburi de grădină, slăninuță cu boia, burtă, usturoi, mușchiuleți. Pastrama de vită, care iarăși este o specialitate și o delicatesă pe mesele românilor. Pastrama de berbe cu țuscată. Și bineînțeles pastrama la baiț, care cred că acum în perioada asta mai ales e nelipsită. Poate fi gătită și pe grătar, și în șaun, și după gustul fiecăruia. E ținută la macerat o perioadă mai lungă de timp. Aroma și gustul ingredientelor pătrund în ea, iar toți cei care doresc doar o iau și o pregătesc pentru mesele de Paște, cum este perioada asta și nu numai, bineînțeles. Auzi, dar cozonacul ăsta cine l-a frământat? Cozonacul acesta îl aducem tot de la Sibiu, de la o doamnă care pregătește atât de frumos și de gustos, cu foarte multă nucă. Se vede că a fost generoasă la un plus. Da, 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 da. Bun, vreau să mergem mai departe pentru că văd și aici mezelurile tradiționale. Și salamul de Sibiu, tradiționalul salam de Sibiu uscat arată foarte bine. Da, da, salamul din salam uscat și mai gros și mai subțire, foarte, foarte gustos. Salamul cu șuncă tocate fie la topor, fie la satâr, mai mare sau mai mic, asta în funcție de ceea ce își dorește fiecare. Ruladele, cârnăciorii, nelipsiții cărnați, sigur, care pot fi mâncați ca atare sau pot fi prăjiți pe grătar sau acasă, fiecare așa cum doresc să le pregătească, pateurile care sunt foarte, foarte bune iară și, bineînțeles, dulciurile care sunt nelipsite, mai ales acum, cornulețele cu gem. Cornulețele cu gem și am văzut în cămara voastră o groază de bunătăți aici. Vreau să-mi vorbești despre ele puțin. Da, avem o gamă destul de variată de siropuri, de dulcețuri. Avem și cu zahăr și fără zahăr pentru cei care nu vor să mănânce dulce sau pentru cei care vor să le dea copiilor și să nu fie atât de dulci. Sucurile noastre care iarăși sunt naturale, obținute doar din fructe, din pulpa fructului. Murăturile nelipsite. Castraveții murați, ardei umpluți cu varză. Ca și atunci când ai merge la bunica la țară și ai găsi toate bunătățile de odinioară. Da, încercăm să aducem cât de mult posibil gustul acela pe care cu toții l-am savurat așa la bunicii noștri atunci când mergeam la ei. Până și ulei aveți voi aici? Da, este ulei presat la rece din floarea soarelui. Bio? Bio. Bio natural, absolut. Totul bio. Da. Da, arată minunat tot ce aveți voi aici și sunt convins că și gustul e similar. Da, sunt produse gustoase pentru că sunt naturale. Sunt câteva trucuri, ca să le spun așa, care dau gustul produselor, dar rețetele sunt relativ simple, ca să spun așa. Ele sunt produse doar din carne, carne de porc, carne de vită, iar principalul conservant este fumul. Fumul din lemn de parc. Da, 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 da. Asta le menține și le dă și un anumit gust. Conservanți, chestii... Nu conțin alte produse substitute sau alte adaosuri de gust, să spun așa. Sunt obținute natural, afumate și se adaugă la fiecare ingrediente. Sare, piper, ierburi de grădină. Printre ele nu găsim așa ceva. Nu găsim. Încercăm să le facem cât mai naturale, să fie cât mai sănătoase și cred că asta se vede în gustul lor și oricine gustă din ele se convinge că produsele sunt într-adevăr, sunt bune, sunt sănătoase și sunt produse numai și numai din carne. Cine le mai aduce acum de când Dumitru, așa cum spuneai și tu, și-a dat viața pentru acest business?
Am aici ajutoare de nădejde, l-am pe cumnatul meu, Ovidiu, și pe sora mea, și uneori mă mai duc și eu cu el și împreună aducem... în familie. Da, 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 da. Vă ajutați reciproc. Da, da, împreună ducem mai departe. Ai susținerea lor în continuare. Da, da, adevărul e că fără sprijin acum nu mi-ar fi fost ușor deloc. Am văzut că ne-ați pregătit acolo și masa de Paște, cum ar veni, ne inviți la masă. Da, vă invit cu toată plăcerea. Da, am încercat să pun așa câte un pic din fiecare, nelipsita pălincuță, pentru că așa trebuie să înceapă orice masă, ca să avem poftă să ne cadă bine mâncarea. Și nu putea să lipsească sigur de pe masă brânza maturată, brânza veche sau proaspătă, fiecare după gust. Pentru că așa cum am spus, tele mea proaspătă de oaie, acum este la mare căutare. Avem aici pe platou drobul, vedeta mesei de Paște, da. Jumărele din piept de porc, pastrama de vită, toba de casă. Voi mâncați tobă și de Paște? Noi mâncăm tobă mereu, da. Tot timpul? Tot timpul, da. Este un preparat delicios și un preparat foarte bun. Și cred că oricând nu este poftă de o tobă bună, așa, tradițională. Pastrama de vită la baiți, pe care v-am prezentat-o. Cum o facem pe asta? La cuptor sau pe tigaie? Ori la cuptor, ori pe grătar, ori în tigaie, fiecare după cum vrea să-și o pregătească, așa, după gustul lor. Ea este ținută la baiți, este gata, pregătită, trebuie numai pusă fiecare acolo unde crede că și-o poate pregăti să fie pe gustul lor. Smântână grasă avem pentru cei care... la o ciorbiță vor să-și pună și o lingură de smântână, cașcavalul, care este foarte, foarte gras și foarte, foarte gustos, un cașcaval maturat, o perioadă mai lungă de timp. Candelarnie aici, încă de când soțul meu, Dumitru Stroie, nu mai este fizic între noi, e nestinsă, arde nestinsă și zi și noapte. Țineți tot timpul candela prinsă aici la magazin, da, pentru da, mereu poza arde... lui, bă, a rămas... Pe lângă faptul că este, cum spuneam, imaginea magazinului, îl țineți la loc, în locul în care ar fi trebuit să fie tot timpul el până la urmă, da, printre clienți, să le satisfacă gusturile așa cum a vrut să facă încă de când a deschis acest magazin. Da, așa e, prin produse și prin... Așa cum am spus, și-a pus amprenta nu doar în suflete, ci și în tot ceea ce înseamnă aceste magazine. Mai avem pregătite aici pe masă și cozonacul, cornulețele cu gem, o dulceață foarte bună, o zacuscă pentru cei care vor să mai mănânce așa o gustărică între mese, pita de casă tradițională și, bineînțeles, un pahar de vin, ca după o masă așa copioasă cu de toate. Dar ce avem aici în cutii? Sunt niște cordeluțe, le numim noi, cordeluțe cu telemia. Da. Puțin cu brânză? Cu brânză, wow. Da. Da, anul trecut de Paște chiar fusesem cu câteva zile înainte, fusesem la mănăstire la părintele nostru duhovnic Iustin, la Oașa. Ne-am spovedit, ne-am împărtășit, am venit înapoi ca să muncim. Iar după ce s-a încheiat programul aici, am plecat înapoi, acolo la mănăstire la Oașa, cu familiile noastre, cu părinții mei, cu părinții lui, cu frații, cu surorile. Și am petrecut sărbătorile acolo, sărbătorile de Paște, ne-am petrecut acolo la Oașa. Din acest motiv, anul ăsta, deși soțul meu nu mai este, eu totuși o să merg acolo și o să fiu acolo la mănăstire. Pentru că acela este locul nostru de suflet. E locul care ne-a adus împreună și cred că acolo o să fie la fel de prezent ca și aici. Am văzut că ai lansat acum în Săptămâna Mare și două pricesne. Da, am înregistrat și două pricesne. Le-am filmat în locurile noastre, acolo la mănăstire, la mănăstirea Oașa. Și au curs așa din sufletul meu. Au fost singurele piese pe care am putut să le înregistrez și pe care am putut să le cânt și pe care mi-aș fi dorit să le cântăm împreună, pentru că așa ne propusese. Dar
mă bucur că am reușit să fac asta și sunt sigură că de acolo de sus soțul meu e bucuros și e mândru de mine. Și cred că tot de acolo de sus, de la soțul tău, primești puterea să mergi mai departe, să vezi viața de carieră artistică, să duci mai departe și acest magazin. Ai avut un moment în care ai simțit că nu mai poți și că nu știi cum să... Sunt momente și acum în care îmi lipsește foarte mult, simt lipsa lui foarte mult. Și sigur că atunci când un bărbat este lângă tine, este totul mai ușor și mai ales așa cum a fost el. Era foarte grijuliu cu mine, foarte atent și foarte de bază în tot ceea ce noi făceam. Sunt zile și sunt momente în care simt lipsa permanent, simt, iar nevoie de ajutor din partea lui mereu, mereu simt lipsa asta. Da. O să te rog să le spui cititorilor noștri unde să vină, acum repede și ce program aveți de sărbători până sâmbătă. Îi aștept să vină aici, în Cora Pantelimon. Iar de sărbători programul este, așa cum s-a și anunțat, de dimineața de la 9 până seara la 9, iar sâmbătă va fi programul un pic mai scurt, până la orele 18. Îi așteptăm aici cu bucate, pot să le și deguste și fiecare să cumpere ceea ce vrea să pună pe masa de Paște. Mă uit la cerul înstelat, o, Doamne, multe ne-ai mai dat. Tu ne-ai dat raiul pe pământ, de la Duhul Sfânt. Acum, în prag de sărbători, vreau să le spun tuturor oamenilor care ne-au iubit și care încă ne iubesc și care ne admiră un Paște binecuvântat, să poarte în sufletul lor mereu bunătatea, smerenia, răbdarea și îndelungă răbdarea și bunul Dumnezeu să le dăruiască multă pace în suflete și bucurie duhovnicească. Thank you.